Sătmărinii au fost plecați la un chef de flori chiar în blocul în care locuiau. Când au ajuns acasă, surpriză, au văzut că geamurile casei au fost forțate. Când am coborât, am observat geamul de la bucătărie forțat. Când au intrat în apartament, oamenii au observat că dormitorul a fost răvășit, hoții au căutat peste tot în dulapuri, în noptiere și sub saltea. Am văzut că patul e răvășit, pupitrele sunt verificate și singurul lucru care mi s-a întâmplat efectiv, pierdere, portofelul soțului a fost găsit la oglinda de pe hol și banii au fost scoși din portofel, portofelul aruncat în dormitor. Și l-au ridicat ăsta tot așa sus și de se vedea clar că a căutat și m-a întrebat, așa era când am intrat desfăcut. Da. Și ele erau cupitele astea erau trase, că au verificat și aici, că se poate găsi ceva. Coincidență sau nu, prietenii acestor au fost și ei prăduiți tot în aceeași seară. După vreo 10 minute, prietenii noștri care locuiau tot în micro 17, în alt bloc, au plecat de la noi și în decurs de vreo 5 minute mă resună prietena că se trimit pe băieții de la criminalistică la ei, că și la ei se spart apartamentul tot la parter și tot în micro 17. Hoții au intrat tot pe geam, au căutat în dulapuri și au plecat doar cu bani, fără să se atingă de obiectele de valoare lăsate prin casă. Geamul, adică plasa de sârmă, plasa era deschisă, undeva cam așa era deschisă, geamul era deschis în partea aialaltă, pe jumătate. Am venit în camera băiatului și am zis că băi, aici nu am umblat pentru că telefonul e acolo, ceasurile sunt la locul lor. Deci le-aș fi văzut când vine înăuntru în cameră, mă rog. Ne-am uitat acolo prin sertar, nu a fost nimic. Cele două sertare de la noptiere, de aici erau trase așa afară. Și dulapul, astea lui Maria au fost răvășite numai, exact așa intacte și aici i-a fost portmoneul băiatului. S-au ales cu o pradă destul de faină, 5 milioane. Polițiștii sosiți la fața locului au luat mulaje și amprente, iar cercetările sunt în derulare pentru găsirea spărgătorilor. Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului și desfășoară activități pentru identificarea autorilor, până în acest moment fiind conturat un cerc al suspecților. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. În ultima perioadă au avut loc 10 spargeri în municipiul Satu Mare. Oamenii legii au reușit identificarea unora dintre infractori. Pentru faptele lor, aceștia riscă până la 5 ani de închisoare. Autoritățile atrag atenția sătmărenilor să-și ia măsuri de precauție pentru a preveni furturile.